Salut! Sunt Sebastian Gheorghiu. Sunt Filip Iorga, bine ai venit la Jockey Club Român. Îmi pare foarte bine că ești pregătit, ai cravata la tine. Pe vremuri se spunea că nu poți intra la Jockey Club fără cravată. Chiar la începutul anilor 90 era unul dintre membrii refondatori ai clubului, un domn Beldiman, care oferea cravate celor care, dintr-un motiv sau altul, veneau fără acest atribut al eleganței. Ne pare bine să vă avem aici și sperăm să fie un mediu prielnic reamintirilor și muzicii, bineînțeles. Ce înseamnă Jockey Club? E o instituție care își are rădăcinile în secolul al XIX-lea, chiar al XVIII-lea, dacă ne gândim la țara din care s-a născut primul Jockey Club, și anume Marea Britanie. Nu degeaba avem așa un sunet englezesc în numele clubului. A merge la club în secolul al XIX-lea și în prima parte a secolului al XX-lea era legat de stilul de viață al elitelor aristocratice. Și la 1750 în Marea Britanie apare acest club al iubitorilor și al proprietarilor de cai, care erau în special aristocrați nobili, influenți, iar această modă avea să se răspândească în multe țări din Europa și chiar în afara ei. Dar elitele noastre studiază în Occident, încep să se îmbrace ca în Occident și încep să preia apucăturile elitelor occidentale. Chiar din timpul războaielor ruso-turce, prin venirea ofițerimii ruse, care era deja occidentalizată, franțuzită, vorbeau franțuzești, apare pasiunea și la noi a jocului de cărți. Nu degeaba mai târziu la Jockey Club și până astăzi există mese pentru bridge și pentru alte jocuri de societate. Cluburile din Anglia, din Franța, Jockey Club-urile de acolo sunt cluburi bărbătești, pentru că bărbații se ocupau de cai, de călării, de curse. Iar această tradiție, treptat, grație occidentalizării despre care vorbeam, deci ne schimbăm straiele și ne schimbăm și moravurile, ajunge și în principatele române. Încă de pe la 1840 avem mențiuni despre curse de cai. Data oficială de naștere a Jockey Clubului în care suntem noi astăzi este 1875. Aici la diversele evenimente culturale care au loc periodic în sediul clubului, în strada Episcopiei, o să vedeți că ritmul e altul, parcă timpul se așează și curge într-o matcă mai generoasă și mai pașnică. Jockey Club, un loc plin de istorie și suntem în salonul de bridge. Chiar dacă nu ne pricepem foarte bine să jucăm acest joc, nu mă gândesc că în acest salon a
au stat unii dintre premierii României încă din secolul trecut. Uite că încet, încet readucem și prin intermediul vostru, la Quartetul Solartis, această istorie la realitate. Ne bucurăm să fim aici, să putem să readucem tradiția evenimentelor muzicale în acest spațiu. Nu ne face decât onoare să putem să fim aici și să umplem din nou pereții ăștia care au fost umpluți de totuși de idei care au fost importante pentru politica României și pentru cultura României de-a lungul vremii. Am pregătit un program, zicem noi, legat de caracterul hipic al acestei clădiri. Vom cânta partea a patra din Quartetul American de Dvorak, pe care noi îl vedem exact ca o cursă de poștalion și cu bandiți și cu filme western sau ceva, Dvorak fiind chiar dintre primii compozitori care s-au implicat în muzica tânărului continent american, care ulterior a născut country western-ul și tot ceea ce copiii de vârsta mea și din generația mea care nu au fost crescuți sub auspiciile unei asemenea instituții nu au putut să asocieze călăritul decât cu filme sau cu ceva și ne bucurăm într-un fel, suntem și noi acum în copilărie. Și cu bandiții, de regulă. Și cu bandiții, de cei de regulă, dar cred că bandiții, noi avem nevoie mai degrabă de șerifi, de bandiți. O să îmi facă plăcere să vă ascult alături de cei peste 7.000 de oameni care deja ne sunt alături la fiecare episod. Ne bucurăm foarte mult pentru chestia asta, ne bucurăm pentru faptul că vă ridicăm interesul și că ne sunteți alături și că începem să transformăm prietenii noștri într-o mică comunitate unită care să aibă ca centru de interes această mică întreprindere, cum să-i spunem, acțiune. Mulțumim și vă așteptăm să ne urmăriți și să le spuneți și prietenilor voștri. Haideți încă! Thank you.
latura istorică pe care vrem să o onorăm prin prima lucrare, care se uită la trecutul clădirii, vrem să ne gândim și la prezentul și la viitorul ei, printr-o piesă modernă, pe care tot am legat-o de cai, se numește Wild Horses, este de formația Rolling Stones. Nu este nici ea o piesă, să zicem, foarte modernă, este deja o clasică a genului rock and roll, dar considerăm că ideea de libertate și de sălbăticie despre care se vorbește în piesă este ceva care ar trebui să putem să învățăm din lucrul cu caii pe care această clădire îl reprezintă și implică asemenea să putem să ne găsim și noi un picuț din acea neatârnare a unor cai sălbatici.
S-a auzit ok? Bun. N-a fost prea tare, prea încet, prea... Așa. Ar mai merge să mai facem una.